Bun găsit, stimați telespectatori, actual regional de astăzi, adică vom discuta despre un stil de viață sănătos, bineînțeles alături de mine co-producătorul și co-moderatorul acestor emisiuni de peste 5-6 ani de zile, nici nu ne interesează deja de câți ani, foarte mulți, domnul profesor Nicolae Hâncu. Bună seara, domnule profesor, bine ați revenit în platou. Și bun găsit tuturor. Și de această dată alături de noi domnul conferențiar dr. Molnar Beghez, a fost secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății și dacă ar trebui să enumăr toate titulaturile, cred că am ieșit din emisie. Bună seara, domnule ministru! Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație care mă onorează. Noi vă mulțumim că v-ați făcut timp. Domnul profesor Hâncu a și venit cu tematica zilei de astăzi, virozele și stilul de viață. Așa este, domnule profesor? Voi și mie să-i mulțumesc, domnule ministru, pentru că, nostalgic fiind, că nu pot să nu fi azi altfel de la o anumită vârstă, vârsta mea vorbesc, mi-am aminte cu o imensă plăcere ce colaborare extraordinară am avut cu unul din rarile personalități ale Ministerului Sănătății cu care se putea discuta orice și se rezolva până la limita imposibilă. Dați-mi un exemplu. Legat de diabet, sigur, legat de programul de diabet și de finanțarea lui și așa. Într-o perioadă pe care o caracterizez ca și, și nu doar eu, și alții, ca și romantică în politicile de sănătate, dar perioada, este deficient. Perioada eroică de implementare și, și de corectă în același timp. Și corectă în același timp. Și nu au existat sincope, doar, doar romantismul acesta? Nu. A existat fără nicio discuție nereușite. Mai puțin sincope, dar nereușite, însă cu abilitatea și cu rețea de diabetologie, fără nicio discuție. Și mai era ceva încă, domnul ministru. Colaborarea era bună. Noi credeam în dumneavoastră și asta era lucru extrem de important. Dacă Molnar Gheza spunea, nu se poate chestia asta, noi știam că nu se poate. Adică nu stăteați să mai dezbateți și să căutați. După aceea lucrurile s-au schimbat. După aceea are să spune. Deci, e un lucru extraordinar să fii secretar de stat, să ai pe umeri o responsabilitate extraordinară și să fii atât de credibil în fața celor. Eu sunt absolut laic, deci eu îl cunosc pe domnul doctor Molnar ca și clujan. Și noi clujenii, exact ca și cu profesorul Nicolae Hâncu, dacă vă spune ceva acest nume, suntem foarte mândri. Sunt niște branduri. Doctorul Molnar, doctorul Hâncu și aș mai putea enumera și vorbesc nu doar în numele meu propriu, pentru că vorbesc în numele multor clujeni și să știți că noi am auzit și am citit, acum vorbesc de tagma presei, lucruri bune, lucruri făcute comilfo în perioada mandatelor dumneavoastră, pentru că ați avut, slavă Domnului, multe 7 ani de zile. Câți miniștri ați schimbat dumneavoastră? Nu eu am schimbat. Păi bine, ministri, vorba vine. Discuție, dar în prima etapă 4 și după aia 7. Nu, mă rog, cu cei doi interimari, fără nicio păi discuție. Păi și interimarii se pun. Interimarii erau sigur că nu, miniștri. Deci, e ceva. De ce știam noi exact ce a spus și mulțumesc domnului profesor Hâncu că a deschis acest șir de idei. De ce în perioada cât ați fost dumneavoastră acolo, domnule doctor Molnar, n-am avut parte noi cetățenii, noi jurnaliștii, n-am avut parte de acele scandaluri, de acele convulsii care, vă mulțumesc foarte mult pentru ajutor, care au fost înaintea mandatelor dumneavoastră și după mandatele dumneavoastră. Cu ce vă explicați dumneavoastră? Că după aceea am să-l rog și pe domnul Hâncu să ne spună de ce. Sigur că explicația mea ar putea comporta și o notă de subiectivism. Dar una din probleme a fost aceea că fiecare, adică eram trei în minister. Ministrul, doi secretari de stat și atât. Și un secretar general, l-ați avut? Bine, secretar general, administrativul, economicul și așa mai departe. Deci, plus partea de specie. Am înțeles. Ca și problema de decizie cu responsabilități și fiecare răspundeam și așa cum spunea domnul profesor Hâncu, niciodată nu promiteam ceea ce s-a văzut de la bun început că în momentul respectiv nu se poate rezolva.
nu se poate rezolva din obiective, din motive obiective sau din lipsă de voință, aș spune, inclusiv politică, da? Doi la mână, hai să fim sinceri, pretențiile, că spuneați noi populația, pretențiile erau cu mult mai altele. Adică exista o speranță în mai bine și exista un stand-by de așteptare pentru acel mai bine. Și câteodată așteptarea e mai importantă decât binele. Da, sigur că da. Fără nicio discuție. Orizontul. Eu nu vreau ca să spun că înainte sau după sau în timpul și așa mai departe, nu vreau să folosesc aceste termene, că m-am plictisit că toată lumea, oricine vine nou la conducere, zice de celălalt, celălalt că nu era bine și încearcă să schimbe absolut greaua moștenire. Grea moștenire. Dar cert este că s-au făcut pași enorm. Gândiți-vă, era perioada, prima perioadă era când s-a implementat, respectiv s-a finalizat și s-a implementat asigurarea socială de sănătate. E, toată lumea aștepta o minune. După aceea, nu mă feresc să folosesc acest termen și sper că nici CNA-ul, nici alții nu mă dau în judecată. După naționalizarea fondului, practic, fonduri private de sănătate, așa, după naționalizarea bugetului, s-a început cu convulsiile. Naționalizarea bugetului, adică până atunci cum a fost bugetul? Inițial, programul și legislația prevedea un buget absolut separat, autonom, un buget privat obligatoriu. Da. Acum este obligatoriu, dar privatul este în bugetul consolidat al statului. Am înțeles. Și trece prin diferite filiații. Altceva să vă spun. După aceea am reușit să scoatem legea sănătății publice, care aproape integral a fost preluată în legea 95 după 9 ani de zile, dar în schimb și-a pierdut absolut toată esența. Adică la o lege la adică care... a fost mutilată legea? Mutilată legea, plus de asta au fost încadrată într-o legislație care avea 200 și ceva 90 de pagini și așa mai departe. Toată lumea se interesa numai de partea lui și restul nu le interesa. Așa că de aceea și pe bună dreptate se pregătește și acum, în momentul de față, ca într-un viitor de un an, doi ani de zile să se facă o lege a sănătății publice, pentru că legea sănătății publice trebuie să fie o legislație fundamentală care este obligatorie pentru toate activitățile sociale dintr-o țară. Așa că lucruri de acest gen de fond au fost rezolvate, la care spun că speranța era foarte crescută. Repet încă o dată, nu țin ca să afirm că s-ar datora prezenței mele în minister, că și după aceea am lucrat în minister suficient timp și cu foarte multe satisfacții și ulterioare, dar și insatisfacții și insuccese. Eu totuși revin asupra afirmației mele inițiale. Contează foarte mult ca persoana pe da. Care o ai în față, în calitate pe care o aveam eu atunci, președinte Comisie de Diabet și așa mai departe. Asta când m-am mulțumit și pe mine. Când îmi spunea ministrul secretar de stat, domnule, se poate sau nu se poate? Da, credeam. Noi toți credeam. Asta și spuneam și să-ți noi pierzi eram... încrederea corect. În cel care te conduce este extrem de grav. Acum... Putem intra în tematica noastră? Intrăm în tematică. Domnule doctor Molnar, până acum ați fost ministru. Acum ați trebuit. Păi că le schimbăm. Profesiunea contează. Le schimbăm așa pe parcurs. Funcțiile sunt temporare. Pot să dau citire unei știri scurte. Da. Apărut-o ieri în presa clujană, mai precis în Monitorul de Cluj. Headul, adică titlul este 3 noi decese cauzate de gripă, unul aproape de Cluj. Numărul deceselor a ajuns la 93. Medicii au confirmat sâmbătă încă 3 decese provocate de gripă, fiind vorba despre 2 femei și un bărbat care nu au fost vaccinați antigripal. Numărul deceselor a ajuns astfel la 93. Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a anunțat sâmbătă că au fost confirmate 3 noi decese cauzate de gripă. Este vorba despre o femeie de 72 de ani din Bihor, diagnosticată cu
virus gripal de tip B, dar și despre o femeie de 52 de ani din județul Vaslui, la care s-a confirmat virusul gripal de tip A. De asemenea, este vorba despre un bărbat de 56 de ani din județul Neamț, la care medicii au confirmat virus gripal de tip A. Toate cele trei victime au murit în cursul zilei de vineri și nu se vaccinase antigripal. Numărul deceselor provocate de gripă a ajuns la 93, cele mai multe fiind în județul Iași. Până aici știrea preluată din monitorul de Cluj. Deci, așa cum vorbeam chiar cu minut înainte de a intra în emisiune, dacă am putea să panoramați puțin, să spuneți, care e situația virozilor? Acum, la practic primăvară, mai avem o săptămână și intrăm în primăvară. Și după aceea, și mai ales a gripei, că gripa e parte din viroze, nu tot ce, fiecare strănut și fiecare tus înseamnă gripă, nici vorbă de așa ceva, nici măcar toată febra nu este gripă. Și după aceea să vedem legătura între vaccinul acesta antigripal și, și vaccinul ce... și cam ce trebuie făcut în momentul când sunt semne, da, că ceva nu e bine cu sănătatea. E o întrebare destul de complexă. Deci, în primul și în primul rând, chiar dacă surprinde, gripa sezonieră este în fiecare an. A fost, de când cunoaștem exact și științific, din 1918, dar sunt date și de pe vremea lui Hipocrate, privind virozele respiratorii, probabil gripe, și gripă, gripa, ca și viroze respiratorie, una din cele viroze mai grave respiratorii, va exista, după părerea mea, și peste 50 de ani. Există un rezervor animal enorm de virusuri gripale. Virusurile gripale își schimbă prin structura genetică a lor foarte rapid capacitățile lor agresive și de penetrare, de difuziune în colectivități, și din acest motiv gripa există, cele sezoniere vin în fiecare an, iar cele pandemice, care sunt fără nicio discuție de temut, da, apar atunci când se întâmplă la virusul gripal A, mai ales, shifturi de schimbări majore genetice în structura virusului gripal, apare o structură antigenică nouă a virusului, la care practic toată populația, începând de la nou născut și până la vârsta senectuții, toată lumea este receptiv. La restul gripelor sezoniere, cum este de exemplu H3N2, care a intrat prima dată în Europa în 1968 și de atunci persistă ca și gripă sezonieră tip A, există o imunizare ocultă permanentă a unei mase mari de populații prin trecerea prin boală sau prin vaccinare, care în schimb nu persistă, vaccinul, efectul vaccinului antigripal nu este pe întreaga viață. Este de mai scurtă durată, nu chiar un an, dar este de mai scurtă durată. În ceea ce privește gripa cu virusul B, care are o stabilitate genetică mai mare, de obicei se împart în două grupe mari de virusuri gripal B, ne-am obișnuit foarte mult ca să genereze focare mici, de obicei familiale sau în colectivități, deci îmbolnăviri nu epidemice, ci endemice în diferite focare. Ei, acum asistăm în ultimii 4 ani, 5 ani, asistăm nu la schimbări majore, că slavă Domnului, deocamdată de la gripa mexicană nu s-a întâmplat nicio schimbare majoră în structura virusului gripare, nici A, nici B. Dar în schimb, B-ul a devenit mai agresiv. Din acest motiv, dacă vă uitați atât la morbiditatea înregistrată până la ora actuală în sezonul 2017 și până în momentul de față, până în data de 9, când a fost ultimul raport al Institutului Național de Sănătate Publică, vedeți că numărul cazurilor de gripă A și B sunt egale.
50%, 50%. Ceea ce este destul de neobișnuit. Doi la mână, dacă ne uităm la acele 93 de decese, de asemenea, jumătatea din ei s-a întâmplat cu gripa H1N1, deci A, iar jumătatea cealaltă cu virusul gripal B. Motiv pentru care se lucrează și sunt preocupări științifice foarte serioase și urgente de a lămuri ce s-a schimbat în structura virusului gripal B, care încă nu este complet elucidată. Cert este că pentru sezonul 2018-2019, OMS-ul acum în februarie a lansat structura pentru emisfera nordică, structura vaccinului nou antigripal, și dacă ne uităm acum, față de anii precedenți, când 3 ani de zile am avut aceeași virus, sușă, serotip de virus gripal în vaccin, acum, din cele 4, pentru că intrăm la 4 valentul, din cele 4, 2 sunt radical schimbate și încă una puțin schimbată. Deci, inclusiv și sub aspectul prognozelor viitoare, sunt sesizate științific și în supraveghere epidemiologică schimbări în formele de manifestare a procesului epidemiologic pe de o parte și pe de altă parte ca și index de gravitate a bolii. Sigur, în prognoze sunt și alte temeri. De exemplu, acel H5N1 care a dat o patologie destul de serioasă, dar localizată, slavă Domnului. Să nu uităm acea alertă care s-a dat cu gripa aviară. Deci, deocamdată, după cunoștințele noastre, la subtipurile de gripă A, există 16 antigene hemaglutinine și cel puțin 10 antigene neuranimidaze. Acestea se pot combina oricând și oricum, în cazul în care găsesc în lumea animală receptivitatea necesară, și o să revin la acest lucru. Deci, un computerist bun sau un artist ar putea ca să calculeze 16 câte ori 10, variante, câte sunt variante 10 cu 7, cum ați zis? 16, dar sunt semnale și pentru 18, dar cert este 16 cu 10 combinații. Acum la combinații. Și la asta să le faci vaccin. Și la asta să faci vaccin și să faci vaccin în timp util și urgent. Dar desigur că treaba este cu ceva ușurată prin faptul că combinațiile majore sunt la hemaglutininele 1, 2, 3 și la neuranimidazele 1, 2 și restul intră accidental. De ce? Rezervorul major sălbatic, să spun așa, sunt păsările. Lumea păsărilor. Odată cu migrația păsărilor, există o răspândire enormă de virusuri, dar astea sunt virusurile gripale ale păsărilor, care nu dau patologie în mod obișnuit de la pasăre direct la om. Om. Deci nu se transmit la om. Nu se transmit la om. Doi la mână. Intră în joc o altă piesă, porcul. De ce nu fac boală cu virusurile păsărilor omul? Pentru că nu are receptor în endoteliul, în tractusul bronhoalveolar. Omul nu are receptor pentru virusul respectiv, deci virusul respectiv nu se poate atașa de epiteliu, nu se poate multiplica, deci nu poate produce boală. Dar câinii au? Bine, animale enorm de multe, începând de la balenă și până la câini și așa mai departe au, dar nu există receptor. La uman. Da. Singurul care este cu receptor uman și aviar combinat este porcul. Deci aviarul practic trece la porcine,
Iar la nivelul porcinelor se întâmplă acea reasamblare genetică virală care ar putea facilita atașamentul la epiteliul uman, deci să cauzeze o infecție la om. Deci nu direct, ci indirect prin porc. Nu direct, ci indirect prin porc și schimbul acesta permanent în lumea animală. De aceea, gripele acestea, la origine, sunt zoonoze. Abia după reasamblări, după modificările genetice... Spuneți, pentru spectatori, ce înseamnă zoonoze? Zoonoze înseamnă că e răspândită în lumea animală. V-am spus, de la balenă la reptile, de la câine la păsări și așa mai departe. După toate acestea, ascultându-vă, ce rol mai are un vaccin antigripal? Vă spun. Cu atâtea schimbări, cu atâtea... Da. Are rostul lui și are rolul lui. De ce? Adică vaccinăm în mod obișnuit sezonier. Pe cine vaccinăm? Pe cei care sunt expuși ca să facă complicații în gripă. Fie datorită terenului imunologic deprimat, datorită unor boli de fond, cardiovasculare, hipertensive, diabetice, metabolice, imunologice, genetice sau dobândite și tot ce vrei. Organisme fragilizate. Organisme periclitate sub acest aspect sau respectiv copilul mic care încă nu are suficient de dezvoltată capacitatea de apărare. Și atunci, aceste organisme umane sunt recomandate a fi vaccinate. Acesta este protecție individuală contra circulației virusurilor umane deja, sezoniere, vorbesc de virus uman, sezoniere, care scutește persoana respectivă vaccinată de o complicație gravă de boală, de compensarea bolii de fond și așa mai departe. Desigur că sunt foarte multe discuții pentru că eficiența, dacă discutăm de vaccinul antirujolos, este eficient 95%, eficiența vaccinării sezoniere este undeva pe la 60%. Dar faceți o simplă socoteală, dacă din 100 de persoane sunt 50 vaccinate și 50 nevaccinate, cât de mult cu 50% scade mortalitatea, aceea care devine mortalitate evitabilă prin vaccin. Deci, sub acest aspect, vaccinarea sezonieră nu va opri episoadele de gripă, indiferent că sunt epidemice pe un teritoriu. Dar va estompa sau va... Dar va proteja individual populație. De complicațiile majore de complicațiile majore, de costurile suplimentare, de spitalizare, de și așa mai departe, tot ce vreți, disturbanță socială și tot ce vreți. Ceea ce, în schimb, și am spus mai înainte că e o sarcină grea și rapidă, pentru că în clipa în care se trage alarma de către OMS, de către organismele internaționale sanitare, cu apariția unei tulpini noi de virus gripal... Trebuie făcut urgent vaccinul. Trebuie făcut în 3 luni de zile vaccinul. Pentru că dacă îl faci numai la anul, ai pierdut episodul epidemic. Există predicție. Poți de acum să faci predicție ce va fi la anul. Da, predicția este ce v-am spus, că din 4 tulpini serotipuri utilizate până acum, 2 schimbări majore de serotip. Deci, probabil că sunt actualizate și sunt probabil prevestite ca și posibilitate de pătrundere mai drastică, mai explozivă. De zile. Așa. Desigur că companiile mari sunt pregătite pentru acest lucru. Sunt pregătite? Sunt pregătite. Pentru că la noi din când în când mai auzim probleme cu fabricarea vaccinurilor. Vorba de companiile mari care nu sunt. Companiile mari care nu sunt în țară. Nu există. Deci acolo producătorul de vaccin antigripal, producătorul de vaccin antigripal a fost Institutul Cantacuzinou, până ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Dar acum am înțeles că este operațional din nou, este trecut în subordinea Ministerului Apărării, nu? Da, dar însă și Ministrul Apărării foarte sincer a recunoscut că de producție nu poate fi vorba mai repede decât 2-3 ani de zile. Adică trecerea printr-o a unui produs
care se administrează în masă este necesită o exigență fantastică. Adică aici nu se pot juca. Doi, dar acolo s-a mai lucrat, deci nu s-a... S-a lucrat. S-a lucrat de la zero acum. Nelucrându-se ani de zile... Nelucrându-se, trebuie repuse în funcțiune toate instalațiile, toate sușele de sursă, de virus și așa mai departe. Și asta cum vedeți? Se va realiza ceva în timp scurt acolo? În cazul în care se va construi o clădire nouă, asta am spus și am supărat și pe în 2010, am fost în fața Comisiei Parlamentare și am spus... Și cu ce ați supărat? Am supărat că dacă nu se face o clădire nouă, degeaba mergem pe tradiție și pe nostalgie, este absolut improprie pentru o producție performantă. Și o clădire nouă de ce? Acum explică. Vine cu supărări. Nu, clădirea nouă. De ce e nevoie de clădire? De ce e nevoie de clădire nouă? De ce a dus la supărări? A, bine. De aceea, pentru că am spus că în următorii 10 ani nu se vor fabrica. Și uite că deja au trecut 4 ani de când ați pus pariu cu cineva atunci? N-am pus cu nimeni. Trebuia să puneți pariu. Trebuia să pun pariu. Așa, și reîntorcându-mă la singura frază și pe urmă aștept și alte întrebări sau lămuriri dacă n-am fost suficient de clar. Deci, prognozele acestea pentru... Deci, supravegherea epidemiologică este atât de exigentă pentru gripă, pentru că, realmente, gripa este una din cele mai mari pericole sub aspect mondial. Gândiți-vă, dumneavoastră, amintiți-vă, dacă bine mă amintesc, în 2007, da, în 2007, dacă... Da, 2007... Când a apărut prima dată SARS-ul, sindromul acut respirator sever, da. La chinezi. La chinezi, da. Și după aceea au trântit-o într-o singură săptămână în Canada, și ăsta a fost norocul lor, pentru că la chinezi populație multă și așa mai departe, nu într-o amănunte, canadienii și cu americanii împreună a reușit ca să stopeze acest lucru, încât, dar în schimb, dacă penultima pandemie de gripă a înconjurat lumea în 6 luni, ultima pandemie, aceea mexicană, care, slavă Domnului, a fost de intensitate medie, aceea mexicană a înconjurat întreaga lume în 2 luni. O rapiditate fantastică. Și atunci, sigur că, sub acest aspect, trebuie să fie pregătit tot timpul și să fie în alertă serioși și mari producători internaționali care au o capacitate de milioane și sute de milioane de producție de vaccin într-un termen scurt, pentru estomparea efectele de disturbare socială completă, adică cel din exemplu, chiar dacă e veche, din 1918, au disturbat întreaga societate. Da, aici vreau eu să ajung acum, pentru că până acum dumneavoastră ați vorbit de o armă împotriva gripei ca forma cea mai severă a virozelor respiratorii. Dar mai este un aspect. Este populația. Ce armă ar avea populația împotriva gripei, exceptând vaccinul? Pentru că în 1918, imediat după război, celebra epidemie de gripă spaniolă, au murit mai multe milioane de oameni decât au murit în timpul războiului. Și una din explicații a fost faptul că populația mondială, datorită războiului, care a fost mondial, evident, era extrem de vulnerabilizată, extrem de fragilizată pe plan imunologic. Obosit, subnutrit și tot ce vreți. Și nu a avut capacitatea la nivel de planetă să lupte împotriva unui virus care, eu nu știu, dumneavoastră spuneți dacă era mai agresiv sau nu era mai agresiv. Și atunci, sigur că, prin această aducere a minte referitor la acel moment atât de dramatic pe care în momentul de față noi cu teamă ne aducem aminte de el și la simuim, de exemplu, cu epidemia de obezitate și de diabet, care nu te omoară într-o zi, două, trei, dar lent, bine nu o să facem. Și tot timpul ne ațimuim la acea perioadă. Și atunci vin și vă întreb, și poate că dați drumul și la telefon. Imediat dăm drumul. Cum facem să fortificăm populația fără vaccin
o fortificare care să înceapă la sfârșitul toamnei și începutul iernii, astfel încât în momentul în care ne găsim acum, deci în preajma primăverii, când de ani de zile toată lumea știe, vine primăvara, dar vin virozele. Ce să facem? Cum să facem? Să fim mai rezistenți? Cum cu aceste temperaturi acum care sunt așa? Da, da, astea sărtărețe. Nu noi le hotărâm. Nu noi le păi hotărâm. Bine, dar ce zice specialistul în astfel de situații? Și ce zice specialistul aici lângă noi? Ce putem face? Deci, să fortificăm organismele? Ce deci, stil de viață să avem? Pentru că... Fără nicio discuție că comportamentul uman și modul de viață contează foarte mult. Fără nicio discuție. Numai că sunt anumite capcane. Și dacă m-ați lăudat că am fost sincer întotdeauna și acum sunt sincer. Vă rog. Deci, o alimentație rațională. Cu vitamine suficiente, nu exagerate și nu cu zecile de tablete și sutele de tablete pe zi consumate. Nu are niciun rost că pe tot care, se elimină. Pe care le eliminăm prin urină. Tot se elimină, da? Bun. Dar o alimentație rațională și adecvată. Consumul de alcool redus la zero sau, mă rog, în mod rezonabil. Fumatul. De asemenea, îmbrăcăminte potrivită anotimpului, care, vorba dumneavoastră, dacă se schimbă de la o săptămână la altul, că acum ai prognoză duminică, duminică și luni deja va ninge săptămâna viitoare, așa spune prognoza. Fantastic. Deci este ceva dar gripa tot va veni. Din ce motiv? Din aceste motive pe care am încercat ca să spun. Schimbarea migrației păsărilor datorită schimbărilor climatice. Schimbări bruște. Gândiți-vă dacă se discută deja de schimbări în intensitatea și în traiectul unor sezoane, că s-a schimbat și sezoanele, nu mai sunt clar distincte, primăvara, vara, toamna și iarna și așa mai departe. Gândiți-vă dumneavoastră că din populația întregii lumi și mai ales acolo unde este de o densitate de populație mare, cât la sută pot să-și permită ca să aibă o nutriție potrivită. Deci, sigur că sub acest aspect e ușor, pentru că astăzi dai telefon la medicul de familie și spui că brusc am 38 de grade și zice, stai, dragă, acasă, nu veni nici la dispensar ca să nu dai la altul, stai acasă, dar concediul cine îți dă? Dacă ai doi copii mici pe care trebuie să-i duci la grădiniță, cine ți-l duce? Și așa mai departe. Nu vreau ca să fiu fatalist sub acest aspect. Asta e realitatea. Dar ăsta sunt realitățile, motiv pentru care am afirmat de la bun început, chiar dacă poate nu am fost agreat de toată lumea, că după părerea mea, și nu sunt singurul în acest sens, acum recent Antonio Fauci, care este directorul general al Agenției Federale din Statele Unite a Food and Drug Administration, de asemenea a spus că virozele respiratorii și în primul rând gripa nu pot fi îngrădite și eliminate deocamdată cu cunoștințele noastre științifice actuale. Și atunci trebuie să fortificăm populația. Deci, asta era discuția. Sigur, fondul este acela, un comportament, o viață sănătoasă, pentru că există un risc suplimentar. Cu care poți contracara cât de cât? Cu care poți estompa, contracara, a scădea numărul și a scădea gravitatea. Diminua efectele. Gravitatea bolii. Am să dau drumul la telefoane cu permisiunea dumneavoastră, 0264420135. Am să vă rog, dragi telespectatori, să vă țineți de tematica noastră de astăzi, virozele și stilul de viață. Da, domnule profesor Rângu. Da, asta era... Hai, și noi care discutăm de atâta timp despre stilul de viață, cum îl putem adapta? Spunea domnul doctor legat de alimentația sănătoasă, acum mai mult ca oricând să fim atenți la ce mâncăm, să nu uităm deloc de fructe și legume, deloc să nu uităm de ele, chiar dacă mâncăm mai mult decât spunem noi altădată. Apoi să nu uităm de faptul că
consumul de grăsimi este deloc nu ne ajută la imunitate, pentru că schimbă în totalitate flora microbiană intestinală din colon. Deci unii cred că obezitatea este un factor de risc pentru gripă. Evident. Deci tot ce este gras și ca aliment și ca depozit în organism scade imunitatea. Toată lumea știe că obezul este de fapt, persoana cu obezitate este de fapt un mamut cu picioare de lemn, de lut. Mamut cu picioare de lut. De ce? Pentru că imunitatea lui este extrem de scăzută. Și atunci de ce să nu spunem și să nu atenționăm lumea asupra acestui lucru? Adică legume și fructe, cât mai puțină carne grasă, cât mai puține mezelul, cât mai puțină grăsime propriu-zisă. Sub niciun motiv să nu creadă cineva că brânză cu smântână din belșug ne ajută numai la gândul că e brânză de vaci, dar este smântâna cealaltă care numai bine nu face organismului. Apoi, să nu uităm că noi trebuie să ne și protejăm termic. Nu există temperatură neadecvată, există îmbrăcăminte neadecvate. Exact despre asta și vorbea în ultimele minute, domnule. De ce să ne expunem tot timpul? Vezi și acum lume pe stradă. La mai eu. Chiar a fost. Adică se trece. Acum o săptămână eram cu blană pe noi, erau minus 13 grade, în dimineața s-au fost plus 2, 12 grade. Deci temperatura, diferență de 25 de grade este totalmente nefireț și cu consecințe dramatice asupra organismului. Dar răul ne-l facem și noi. Ne lăsăm induși în eroare de această creștere a temperaturii, ne expunem noi și mai mult virusurilor care circulă fără îndoială și ei își găsesc lăcașul. Deci am înțeles alcoolul, nu o secundă, da. Alcoolul sub niciun motiv nu face bine în această perioadă. Nu cumva să creadă cineva că vinul fiert face bine, nu cumva să creadă cineva că... Această perioadă acum, nu știu de care perioadă vorbiți, domnule profesor, geroasă sau perioada actuală când este mai primăvaratec? Am zis, vine primăvara cu viroze și venitul primării înseamnă temperaturi și peste 0 grade, dar și sub 0 grade. Da. Cu curenți de aer, fără curenți. Și cu mari imprudențe din partea noastră. Și mai este încă ceva. Noi suntem foarte prietenoși românii. Ne place mult să ne îmbrățișăm, să ne pupăm, chiar asta și bărbații între ei. Despre asta n-am prea vorbit. Păi cum să nu? Există și ziua sărutului sau ziua... Da, nu, bărbații între ei nu, dar ne îmbrățișăm și noi. Ziua mondială. Ceea ce la englez nu există. British dă mâna și o strâng bine, se bat pe umeri. Noi trebuie să ne pupăm pe obraj, bărbați, femei. Da, și după ce o doamnă o îmbrățișeze sau vine ea spre tine, spune, vai, iartă-vă, dar sunt atât de răcită. Comportamentul igienic, așa a spus. Da. Spuneți-ne mai multe. Păi, comportamentul igienic, protejarea de la orice afecțiune respiratorie acută, indiferent că e virală sau bacteriană, protejarea căilor respiratorii față de alții. Ce valoare are masca? Folosirea, ce valoare are? Masca. Are. Are. În primul rând, la partenerul care se apropie, se îndepărtează pentru că vede că te vede, cunoaște, da. Nu? Da. În al doilea rând, bine, acum sunt măștile performante care realmente împiedică excreția virală. Dar unde virală sunt aceste măști? Pentru că știți că e o problemă să găsești o mască. Probabil există. 0264420135. Poate ne dați idei unde se găsesc astfel de măști. Întrebarea domnului profesor Hâncu. Măștile performante care probabil au bactericide. La tehnico-medical. Și asta ține de o mentalitate probabil, să mă ajutați, vă rog, pentru că vedem doar dacă te uiți pe știri. Dar te uiți la autobuz, din autobuz. Nu, pe știri. Te uiți știri internaționale, Japonia. Da. Acolo fiecare al doilea plin. Toți. E vorba de mentalitate, pe undeva, nu? Da, pe asta spun, comportamentul uman. Știți că în acea epidemie de sindrom respirator acut sever din Toronto, exact atunci aterizam la Toronto, alături de noi era un avion care aterizase din Africa. Toți erau cu mască. Da. Și noi europenii și ei, niciunul. Da.
Dar e un veritabil ajutor dacă porți această mască? Da. Da? Da. Scade foarte mult, adică distanța pentru transmiterea, de exemplu, a gripei, distanța de un metru este suficientă ca să transmiți. În cazul în care ai o mască protectoare, chiar dacă nu e ultra performantă, acea devine de la 3 metri. Este doi la mână, e o diferență. De asemenea, ce am mintit, îți dai seama că atunci nu te duci să strângi nici măcar mâna, te saluți numai și te duci mai departe. Da, e un semn, adică un semn de disciplină, atenționare, disciplină, nu te apropia de mine. Izolare. Disciplină de izolare. Dacă pentru că nu vă îngripă, evident că stă acasă sau stă internat la spital, dar sunt încă 200 de viroze respiratori. Nu, dar și gripa, până să faci febra de 40 de grade, o duci pe picioare câteva ore și în timpul ăsta ești în contact. Domnul Nelu, dacă am reținut bine, din Satul Mare. Bună seara! Da, bună seara! Vă ascultăm! Am o întrebare pentru domnul doctor. Da. Care din plantele medicinale au efect antivirotic? Ce am putea lua pentru a preveni gripa dintre plantele medicinale? Eu îmi declin răspunsul la această întrebare pentru că nu știu să fie vreo plantă care să te protejeze. Nu există nicio dovadă științifică. Din partea mea, dacă ne mergem la o farmacie, o farmacistă îți indică 4 rafturi de plante medicinale care îți pot preveni și te pot ajuta la gripă. Ce este important? Să fie orice fel de ceai care nu dăunează organismului, nu are efecte cardiace și nu are efecte digestive, care poți face o infuzie caldă și dacă faci o infuzie caldă, nu ceai, ceai trebuie să aibă cofeină, faci o infuzie și să consumi cât de multe infuzii calde în cursul unei zile. Cu alte cuvinte... Și lichid. 2-3, asta zic, 2-3 litri de lichid pe zi, dintre care 2 litri să fie neapărat infuzii calde. În rest, plante care să producă, să aibă efect antivirotic, dovedit științific, eu nu știu să existe. Dacă domnul... Nu există. Nu există nicio plantă care... Adică, față de gripă, te apără numai propria ta imunitate. Imunitatea poate fi obținută printr-o boală anterioară sau poate să fie obținută prin vaccinare. La ora actuală, nu se cunosc alte. Sunt diferite recomandări, osteococcinum și așa mai departe. Da, hepatice și așa mai departe. Da, da. Da, sigur. Da. Mai nu. Domnul Melu, v-ați lămurit? Deci dacă am luat ceva preparat pentru stimularea imunității, atunci... Deci încă o dată vă spun, știam că urmează această întrebare de la dumneavoastră. Păi da, pentru că i-a ridicat mingea la fel. Da, da. Nu-i nicio dovadă științifică. Cu o plantă stimulează imunitatea. Imunitatea se stimulează cel mai bine și dovedit științific prin stil de viață sănătos. Dar nu-i slogan acesta. Alimentație sănătoasă, un somn odihnitor și exercițiu fizic, deci, mai ales în această perioadă, cu protecție termică. Eu știu la ce se gândește domnul, la stimulente imunitare. Da, sigur că da. Dar stimulentele acestea imunitare, fără, nu pot denumi produsul, pentru că așa, dar de care sunteți foarte aproape și se găsesc și în farmaciile din Satul Mare, stimulează imunitatea nespecifică. Deci imunitatea nespecifică, deci ruborează organismul față de pătrunderea anumitor bacterii în primul rând, dar nu a virusurilor. Nu ajută nicio imunostimulare decât atunci când este prescris de medic pentru că există o imunodeprimare. Și atunci, dacă există o stare deficitară imunitară, sigur că se pot administra la prescripție medicală anumite imunostimulente, dar nu apără de gripă. Deci nu mâncați mai mult decât trebuie, nu alimentație cu multe calorii, dar o alimentație cu produse de foarte bună calitate și mai ales proteine de foarte bună calitate. Să nu uităm ouăle, să nu uităm albușul de ou, să nu uităm carnea de bună calitate, peștele să nu uităm.
Nu că v-ați lămurit, domnul Nelu? Chiar să le consumăm. Bun, mulțumim pentru telefon, să arată multă. Și laptele și iaurtul, să nu uităm de ele. Domnilor profesori, usturoiul, am fost întrebat la cască. Și știm foarte bine că... Usturoiul l-am spus întotdeauna să se mănânce tot timpul, nu numai... Păi tot timpul n-am cum să-l perioada virotelor să se consume cât îl suporți și cât e suportat. Pentru că usturoiul dă fenomene digestive și nu toată lumea îl suportă. Și ambientul, bineînțeles, și el trebuie să te suporte, pentru că mirosul este unul care unora le place, altora nu. Are efect antiinflamator și... Da. Extrem de bun. Și ceapa la fel. Eliberează peroxidaze și bun. Și asta cum vedeți chestiunea cu usturoiul? Usturoiul e o mâncare sau un produs sănătos, dar nu apără de gripă. Nu apără de gripă și exact așa cum spunea și domnul profesor Hâncu, mai sunt și alte probleme. Domnul Marin, din Oradea, da, Bihor? Bună seara, de la Oradea vă deranjez. Nu ne deranjați, vă ascultăm. O întrebare de domnul profesor. Da. Eu stau în Budapesta, da? La hotel la Oradea. Se face transplant de dumneavoastră la Cluj, la dumneavoastră. Nu am înțeles nimic niciodată. Dați, luați-o mai încetuc. Deci, întrebarea noastră este dacă se face la Cluj transplant de măduvă? Măduvă osoasă. Păi nu e tematica emisiunii noastre. Nu e mai vorba de asta. Se face la Timișoara. Opa, v-a dat domnul profesor un pont. Doamna profesor, Morghiu Cerban este cel mai mare specialist în transplant de măduvă. Da. Da, stați un pic. Trebuie ce afecțiune are persoana respectivă, dacă vă interesează pe dumneavoastră și dacă există indicație, că altfel dacă dumneavoastră întrebați de acest tratament eroic care se face în momentul de față, trebuie să fie o cauză, trebuie să ai o justificare. Am înțeles, dar sunt la un hotel, la o radie. Asta n-am prea înțeles, dar știți ce vă rog, domnul Marin? V-a spus cineva să... Un medic v-a recomandat treaba asta? Da. Dacă medicul care v-a recomandat, el trebuie să știe unde se face. La București v-a recomandat. Păi, ori la București, ori la Timișoara. Dar am zis, de la Oradea, Timișoara e mai aproape. Deci, pentru această manoperă destul de eroică, e nevoie de planificare. Medicul care a recomandat trebuie să faciliteze raportul și respectiv relația cu clinica respectivă, să facă o planificare, să înainteze documentele medicale respective pentru justificarea necesității transplantării medulare și atunci vă puteți prezenta la serviciul respectiv unde ați fost planificat. Vă mulțumesc! Deci nu mulțumim și noi pentru telefon. Trebuie să găsiți clinica, ci medicul care v-a recomandat. Sănătate multă, domnul Marin! Mulțumim pentru telefon, aveți grijă de dumneavoastră. Întrebări multe și bine că puteți să dați răspunsuri concrete și la obiect. Ne apropiem cu pași repezi. Dacă mai vin întrebări din cască... Din cască nu. Nu, a fost o singură întrebare cu usturoiul. Da, e foarte importantă întrebare. Da, bineînțeles. De obicei, întrebările din cască, să știți că și-au rolul dar lor. Cum să nu, de-aia și-au rolul lor pentru că așa e la noi în televiziune. Bun, ultimele 5-6 minute, din păcate, că am mai stat foarte mult. Atunci o întrebare punctuală. Acum, mai e oportun să te vaccinezi dacă ai uitat să o faci și la momentul potrivit? Gând la gând. Dacă este o persoană la mare risc și este în mediul rural izolat sau și așa mai departe, unde nu intră în contact în mod frecvent, da, se poate. În rest, nu. Eficacitatea este mai redusă acum, pentru că vaccinul cât timp adică devine... Adică e nevoie de două săptămâni minimum ca să își facă efectul imunologic necesar. Acum, dacă îmi dați voie, spun eu ce înseamnă persoane aflate la mare risc și ce uit eu, vă rog să spuneți dumneavoastră. Da. Aș începe cu specialitatea mea, cu diabetul. Da. Mari obezi, deci cei care au un plus de greutate foarte mari. Toți cardiacii cu probleme deosebite. Da. Cei care suferă de boli pulmonare severe, de boli renale severe, da, de boli hepatice, cronice, toate formele de
hepatită? Ciroza hepatică, în primul rând. Ciroza hepatică, dar și hepatitele formulă B și C și așa mai departe. Diabetul zaharat, l-am spus. Hipograma globulinemiile. Și cele care, prin definiție, au o imunitate scăzută. Ultimul telefon, foarte pe scurt, domnul Ioan... Deci la aceștia să se facă vaccinare. Domnul Ioan Rus din Cluj, bună seara. Foarte pe scurt, da, vă rog. Bună seara. Da. Pe scurt. Alo, o întrebare, o nelămurire am eu. Da. Am fărut de arăviroza aceasta de gripa H1N, nu știu cum se mai cheamă asta, deși a fost depistată acum nu știu câți ani de zile și s-a spus că această viroză este făcută în laborator de un medic australian. Pe urmă a venit... Bun, care e întrebarea? Ce se injectează din nou acum cu această gripă, dacă timp de 2 ani de zile au dispărut de pe ecran, deci din țară? Și bun, dați voie domnului ministru să vă răspundă. Da. Pentru că acel H1N1 care circulă acum este, dacă vă uitați atent pe site-uri sau unde vă documentați, este PDM09, deci este mult schimbată față de acel H1N1 care ziceți că o dispărut de pe firmament. Da? Deci nu este decât în sensul H1N1, începutul este aceeași notificare. Dar, în schimb, un virus gripal, cum am spus, dacă ați urmărit emisiunea, se schimbă deosebit de rapid și dacă sunt drifturi, schimbări minore, dar sunt virusuri schimbate. Nu sunt aceeași ca și în 1918 sau în 2010 sau 2009, pardon. V-ați lămurit? Da. Nu am lămurit pentru că a spus în Parlamentul European să se termine cu gripa aceasta H1N1 în Europa și s-a terminat 2 ani de zile și acum a apărut din nou. De ce? Pe 2 ani de zile n-am avut. Dar vi s-a explicat de ce? Am înțeles, dar i-a schimbat puțin un microb acolo și am făcut-o din nou ca să vin din farmacie. Păi asta o spunem noi ăștia care nu suntem cunoscători. Dar un cunoscător ne-a explicat... Nu cunoscător, un super specialist v-a explicat care e cauza. Bine. Vă mulțumim, suntem la final. Eu, așa cum face de obicei, domnul profesor Hâncu, de pe acum vă lansez invitație, domnule ministru, poate mai poposiți pe la noi, pentru că, vedeți, sunt foarte multe întrebări, foarte multe nelămuriri la toate aceste capitole pe care le-am dezbătut și pe care le-ați prezentat și dumneavoastră. Dacă ar trebui, domnule profesor Hâncu, să tragem o scurtă concluzie. Pe care o spun, să vaccinăm împotriva gripei și cu vaccin, dar și prin stil de viață. Bun, și atunci mă întorc către domnul doctor Molnar. Deci, cu mare plăcere, în domeniul pe care îl cunosc și... Bineînțeles, dar nici nu vă chemăm în alte domenii. Concluzia este, sunt în două direcții. Una la mână, boala transmisibilă, boala infecțioasă nu va dispărea niciodată pentru că suntem condamnați a trăi împreună cu microorganisme. Deci, fără ele a muri. Cum? Fără microorganisme a muri. Fără, cu toți fără microorganisme n-am existat. N-am existat, nicio discuție. Și doi la mână, se întâmplă lucruri deosebit de interesante și cu impact major negativ de obicei asupra stării de sănătate a populațiilor în lume, asistăm la emergență și reemergență de boli transmisibile. Apropo de asta, iertați-mă. Sunt enorm de multe de discutat. Cât de important este să ne spălăm pe mână și foarte cât de des? Important. De aici vom continua discuția de la spălatul pe mână. De la spălatul pe mână. Vă mulțumesc care foarte mult pentru participare. Și dumneavoastră, dragi telespectatori, că ați fost alături de noi, cam atât pentru astăzi, Actual Regional, despre un stil de viață sănătos. Data viitoare vom continua. Toate cele bune, la revedere!